Vă salut, dragi prieteni! Ne-am revăzut după ceva timp. A trecut ceva timp, ne-am revăzut cu Asad, alabaiul care tot crește. Și cu Damian, care este la capătul lesei și învață să controleze, să ghideze un asemenea mastodon de câine. Astăzi am ieșit, după cum ați observat și în ședința trecută, am ieșit afară, dar cu recompensă am făcut poziția culcat, o face. Momentul următor, reținerea de lesă, obișnuirea câinelui cu reținerea de lesă, bun, și recompensă jos. Și aceasta să-l ducă către perspectiva recompensă. Rămâi pe loc, reține lesa, se obișnuiește ușor cu reținerea sa de lesă și după ce face, primește ea recompensa. Ca să dezvoltăm foarte mult, în mod normal, un câine care nu e obișnuit cu tipul acesta de reținere, se zbate, se panichează, se enervează chiar. Rămânem pe loc acolo, da? Îl ții pe loc, da? Așa. Te duci mai departe, îl chem la tine. Așa, lași lanțul pe sol ca să calce pe după el. Blochează-ți un pic lesa de la buton. Exact. Hai. Și după ce calcă diferit, atunci tu e ok. Bun. Nu nimic. Mai faci o dată. Din recompensă îl aduci pe partea cealaltă a lesei, da? Hai, tragi un pic. Avem oare și ce distrageri, da? Ține piciorul pe lesa acolo. Bun. Și acum vino cu el. Foarte bine. Deci merge destul de bine la lesă. A început să se obișnuiască, reține-l cu reținerile. Acum vreau să pui piciorul pe lesă. Damian, da, ușor. Îl reții pe lesă. Du-te pe partea asta. Așa. Și îl aduci la tine. Foarte bine. Reținem cu piciorul pe lesă. Să se obișnuiască cu chestiunea asta. Culcat. Hai, prezintă-i recompensă ușor. Culcat. Și îl inviți către această perspectivă. Culcat. Asta este ideea. Deci, după cum v-am spus, dragi prieteni, un asemenea câine se poate zbate când simte lesa. Gândiți-vă că noi am pornit la el de la ghidajul din lesă, nici nu accepta, se speria de lesă și nu mai mișca sau se zbătea ca un pește pe uscat atunci când era vorba de reținerea de lesă. Am evoluat de atunci, a început să iasă și afară, a început să se lase ghidat. Damian are mai multă voință de data asta, dar astăzi facem... Haide înapoi, Damian! Astăzi facem, observați, ghidajul. Începem să-i limităm opțiunile, să nu mai acceseze ceea ce vrea el și astfel să începem să obișnuim cu limitarea către poziția culcat. Am putea să ne confruntăm cu opoziția lui, dar ideea este că în plan psihologic să înceapă să dă-i recompensă. Dă-i. Yeah. Mi se pare un pic dubioasă poziția mea și e tentat să vină spre ea, dar sunt doar o mică distragere, Damian. Condițiile în care vrea să plece, stai drept. Se va auto-reține în lesă și după aceea îl inviți de un culcat. Mai dă-i o dată. Yeah. Bun, îi spui culcat. Asta... Stai drept acum. Culcat. Bine, îi dai. Și arunci o recompensă la distanță, da? Să o vadă. Acolo poate să o ia. Ține-te bine pe loc, așa rămâi. Culcat. Și îl inviți în culcat din nou. Câinele trebuie să proceseze limitarea din lesă și în loc să se lupte cu reținerea asta, trebuie să cedeze. Așa rămâi. Culcat. Spui stai. Stai. Și culcat. Culcat. Invită-l. Bun, dă-i liber la recompensă acum tu. Hai, du-te. Spune, e liber. Liber. Ia-o asta. Așa, și te miști. Hai, spune, e liber. Liber. Nu, n-ai de ce să tragi. Bun. Haide. Lasă-l să ducă să o ia și îl inviți după tine încolo, du-te. Nu mai am nimic. Nu-i nimic, o să vii să iei. Da, dragi prieteni, este vorba că trebuie să obișnim câinele să se lase reținut, să obișnim câinele să accepte limitările pe care le impun. Limitările acestea sunt mesaje discrete de leadership pe care Damian îi le arată. Câinele nu a fost obișnuit cu leadership-ul oamenilor, da, și acum se familiarizează. Ne folosim firesc de instrumentele acestea lesă-zgardă
dar păstrăm întotdeauna perspectiva vie a recompensei pe care el și-o dorește. Este cea mai apropiată perspectivă, după care îi spunem liber câinelui și demonstrăm că dacă cedează, câștigă. Asta este principiul de bază. Cedăm, câștigăm. Da? Hai, vino cu el încoace. Deci, cedează și câștigă este principiul de bază, doar că trebuie obișnuit câinele cu limitările din zgardă. Am plecat de la zero barat, din acest punct de vedere, și am ajuns la ghidaj în afara curții și acum, prima dată, introducem bravo. Această... Perfect. Dacă este, nu-i nimic, rămâi cu piciorul acolo, dacă este pe aproape ajunge la ea, rămâi așa și spui, culcat, se așează ușor, îi dai o recompensă pentru așezarea asta, îți repoziționezi piciorul, da, așa, e suficient și aruncă. Bun, vrea să plece, îi spui nu, stai, dă-i recompensă acum. Bravo. Recompensezi imediat răspunsul ăsta la reținerea de les. Bravo. A ales în loc să se zbată. Mai arunc una? Da. A ales în loc să se zbată, să revină și să stea calm. Rămâi sprijinate. Așa, îi spui culcat. Culcat. Liniștit. Poți să-l atenționezi cu mâncarea ta, mână culcat. Sus. Perfect. Îi dai culcat. Perspectiva imediată, da? Nu-i nimic, rămâi acolo. Rămâi acolo. Culcat. Să-și dea seama că reținerea de lăsă să persistă până când culcat. Face. Se așează liniștit. Dă-i recompensa respectivă, nu contează cum s-aș da și vino și ale tu pe astea două. Pur și simplu vii și le iei. Da? Mai o relevanță că nu se mai uita la ele. Nu-i nimic? Hai, mergi cu el, spune-i hai, liber. Pleacă, hai. nu trage, du-te. Exact, hai, du-te. Hai. Du-te, bun. Acum să nu calce peste buclă. Ok, foarte bine, este distras de oameni. Haide. Dar tu trebuie să-l distragi mai mult. Hai. Du-l. Foarte bine, pui piciorul pe lăs acolo. Fii liniștit, mișcarea, mai strângeți lăsa sub piciorul un pic. Îmi dai piciorul în aer și calci pe buclă. Perfect. Culcat. Da? Asta este ideea. Culcat. Laudă-l. Bravo. Îi dai liniștit. Dar vreau să fii liniștit, Damian, pentru că și el trebuie să fie liniștit în poziția asta. Rămâi cu piciorul pe lăsă, vezi să nu-ți scape. Da? Da. Și mai dai recompensă jos acolo. Ia vezi, piciorul e bine pus pe lesă? Sunt în două părți cu ea prins. Ia piciorul de acolo și mai pune o dată piciorul pe buclă, așa. Și acum aruncă-i recompensă în față. Ce să mai arunc? Nu-i nimic, du-te prin spatele lui și du-te să iei. Nu-l tragi, te duci. Perfect, îți iei de acolo recompensă. Câinele vine după tine, laudă-l. Bravo. Ales bine. Bravo. Și vino și mai facem o dată, da? Hai că să-l. În aceeași postează. Picior pe lesă. Așa, îl reții. Culcat. Trebuie mai strânsă un pic lăsa. Așa rămâi cu piciorul pe lăsă, da? Nu știu ce vede el. Nu vede nimic, practic, dar nu contează. Îl ții de lăsă pe loc, așa. Așa îl ții și prezintă-i recompensa. Îl ții pe loc, te sprijin pe picior. Te sprijin cu tot corpul, da? Așa rămâi, reține. Arată-i recompensa. Bun. Te duci înapoi și îl tragi. Hai. Ha, du-te. Du-te, așa, hai vino înapoi acum, blochează un pic, așa, hai. Îl aduci și faci aceeași chestiune cu piciorul. Te oprești, pui piciorul pe lesa. Culcat. Bun. Hei. Așa, prezintă-i recompensa, e un pic în alertă, va trebui ușor, ușor să ne oprim. Mai strânge un pic lesa sub picior, așa, și piciorul tragi din fața lui, te rog. Așa. Așa, laudă-l, dă-i recompensa jos. Bravo. Îți poziționezi lănțișorul într-o parte, încoace de sau acolo, da? Rămâi pe loc, mai dai o recompensă jos pentru rămânerea asta pe loc și arunci undeva aici, da? Îi spui stai și culcat. Culcat. Nu-i nimic, dă-i liber acum, du-te. Culcat. Du-te,